Bun găsit tuturor! În minutele care urmează, viitoarele mămici să rămână obligatoriu pe recepție. Au prioritate la mișcare împreună cu Raluca Bratan, personal trainer. Raluca are 28 de ani, este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport și specializată în kinetoterapie. De mai bine de 8 ani ajută femeile însărcinate să-și mențină tonusul, oferă sfaturi și promovează cu succes gimnastica prenatală, dar și cea postnatală. Sarcina nu este un impediment în calea mișcării, spune Raluca. Dimpotrivă, atât bebelușul încă nenăscut, cât și viitoarea mămică au dreptul la un stil de viață sănătos care implică automat și o viață activă. Inclusiv Raluca Bratan a testat timp de 9 luni mișcările pentru viață atunci când era însărcinată cu băiețelul ei Tudor. Punem așadar în mișcare mușchii de la burtică, de la mâini și de la picioare. Sănătatea organelor, dar și cea a aparatului respirator, sunt esențiale pentru o sarcină perfectă. La Trainer Look te învățăm care sunt pașii pentru ca și tu să rămâi în formă maximă. Folosim cu succes ca și accesorul o minge. Aveți nevoie și de o salteluță confortabilă și multă atenție. Raluca deschide ora de mișcare pentru voi. Începe Trainer Look. Bun găsit la Trainer Look. Eu sunt Raluca Bratan și astăzi voi fi antrenorul tău pentru o oră. Să vă povestesc câte ceva despre mine. Am început cu activitatea fizică și cu antrenamentele personalizate acum de mai bine de 8 ani, după care m-am specializat pe gimnastică prenatală și postnatală. Între timp am devenit și mămică, am un băiețel de 2 ani de zile. Am continuat cu gimnastica prenatală până în săptămâna 39, așa că vreau să vă împărtășesc și vouă un antrenament astăzi. Dacă cumva aveți soț pe lângă dumneavoastră, îi puteți invita și pe ei să participe la acest antrenament. Antrenamentul va fi unul mediu spre ușor, adică va putea fi făcut și de o graviduță de 13 săptămâni sau de una care are 39 de săptămâni. Fiecare dintre voi vă veți descurca la fel de bine. Pentru antrenamentul de astăzi avem nevoie de gantere. Indicat ar fi să fie o greutate mică, undeva la 1 kg, poate chiar 0,5. Dacă n-aveți gantere acasă, putem să înlocuim ganterele cu sticle de 0,5 litri. Avem nevoie de o minge. Este o minge specială pe care o folosesc graviduțele, se folosește și la Pilates. Această minge poate fi înlocuită cu o pernă mică pe care o aveți acasă. Și mai avem nevoie de mingea mare care este specială tot așa pentru graviduțe, care se folosește și în travaliu. Dacă nu aveți minge acasă, o înlocuiți cu un scaun. Bun. Acum că v-am prezentat accesoriile, trebuie să vă spun câteva dintre contraindicațiile pe care le aveți pentru acest antrenament. În primul rând, trebuie să aveți acordul medicului, este obligatoriu. Trebuie să scrie sarcină în evoluție normală. După care mai sunt 3 mari contraindicații. Col mai scurt de 3 cm, placentă jos inserată, adică placenta previa, și tensiune peste limitele normale, adică limita superioară ar fi 130/70. Bun, v-am prezentat și contraindicațiile. Acum o să trecem la antrenamentul în sine și începem antrenamentul cu corectarea posturii. În primul rând, picioarele trebuie să îți fie depărtate la nivelul șoldurilor, nu la nivelul umerilor. Genunchii ușor flexați, pui o mână pe burtică și cealaltă pe zona lombară și împingi ușor bazinul în față și contracți fesierii. Umerii trași spre înapoi, pieptul scos și în afară mult. Și umerii, pe lângă faptul că îi lași în spate și mult în jos. Gâtul mult alungit și bărbia ușor în piept. Și de aici începem cu ușoare flexii și extensii. Pe flexie vreau tot timpul să-mi expir, vreau expirații lungi și inspirații. Expirăm tot timpul pe efort. Asta o să vă ajute și în timpul travaliului și implicit în timpul nașterii, dacă optați pentru nașterea naturală. Și continuăm. 3, 4 și 5. Și acum mergem cu flexiile laterale. Încerc să duci urechea spre umăr și mă expir, da? Continuă. Inspir pe nas. Expir pe gură. Încă 3 repetări. Încă o repetare.
Bun, și acum vreau să faci semicercuri spre înainte, cu expirație, când ajungem lateral. Nu vreau să facem complet 360 de grade, pentru că zona cervicală este o zonă cu contracturi și atunci vreau să facem un pic de stretching. Și continui. 3. Continuăm. 2. Nu uita de expirație. Continuăm cu un joc de glezne, rulăm talpă călcâi. Inspir adânc pe nas, expir adânc pe guriță. Inspiri și expiri. Și inspiri și expiri. Acum duci brațele la nivelul umerilor, palmele orientate spre tavan și de aici faci flexii și extensii. Pe flexie, expiri, pe extensie, inspiri. Și dai drumul. Doi. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Continuă. Opt. Nouă. Și zece. Duci brațele în lateral, tot așa, cu palmele orientate spre tavan, jocul de gleznă continuă. Și iarăși avem flexii cu expirație. Continui. 9. Continuă. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Și 1. Palmele orientate în jos și spre înapoi și de aici. Continuă cu expirațiile. Expirațiile sunt foarte importante. O să te ajute în timpul travaliului și în timpul nașterii. În momentul în care începe contracția, tu vei face un expir lung care te va ajuta să nu simți așa de tare durerea. Și continui. 3, 2 și 1. Brațele rămân la nivelul umerilor și de aici rotești palmele spre tavan și revii. Și continui cu jocul de gleznă. Jocul de gleznă, să știi că te împiedică formarea platfusului. Din cauza greutății crescute în timpul sarcinii, poate apărea un platfus. Și continui. 3, 2, 1. Bun. Mergem cu pas lateral cu ușoară flexia genunchilor. Trebuie să ai grijă la inspir și la expir. Inspir adânc, expir adânc. Și inspir și expir. Inspiră, expiră. Și inspiri și expiri. Și acum vom merge cu pas încrucișat la dreapta. 1, 2. 2. Expiră. Ai grijă la postură, umerii trași, pieptul scos, gâtul alungit, continuă expirațiile, sunt de evitat săriturile. Și bineînțeles, peretele abdominal nu-l vom lucra pe timpul sarcinii. Continuă. 2. 2. Și acum vom face o ușoară flexie de genunchi. La fiecare doi pași ai o expirație. Continui. Inspiri adânc pe nas, expiri adânc pe gură. Și acum ducem piciorul ușor pe lângă burtică, da? Nu vii în față să-ți dai în burtică. Aici este burtica noastră și te duci cu piciorul în exteriorul burticii și dăm drumul. Doi pași, sus piciorul. Și sus. Continuă. Și continui. 10. 9. 8. 7.
Îmi țin mâinile în față ca să-ți dai seama unde este burtica. 3, 2 și 1. Bun. Am terminat cu încălzirea și acum începem antrenamentul propriu zis. Ne așezăm pe mingea de gimnastică. O să te rog să te așezi cu fundul, cu bazinul pe mijlocul mingii, picioarele bine înfipte în sol, tălpile lipite, depărtate undeva la 45 de grade, cu vârfurile ușor în exterior și bazinul vine ușor în față. Niciodată nu ridicăm vreun picior de pe sol pentru că ne dezechilibrăm și putem să cădem. Ok, și ne luăm ganterele sau sticlele de apă, ce aveți acasă. Dacă vi se pare prea greu și cu gantere și cu sticlele de apă, faceți pur și simplu mișcarea fără niciun accesoriu. Bun? Și acum începem din lateral un exercițiu pentru umeri, pentru deltoizi. Tot timpul pe contracție, expir, da? Și dăm drumul. Avem 15 repetări. Și expiri. Expiră 3. Nu uita că expirațiile te vor ajuta. În timpul travaliului, expiră și implicit în timpul nașterii. Și expir, 5, 6, expiră, 7, expir, 8, 9, expiră, 10, vei avea nevoie de brațe puternice să poți să ții bebelușul în brațe. 4, continuă, 3, continuă 2 și continui 1. Bun, brațele întinse la nivelul umerilor și în față. Întoarcem palmele spre tavan și de aici vom lucra bicepsul. Și pe contracție, pe efort, expir. Și dăm drumul. Expir, 2. Expiră, 3. Mergem tot așa pe 15 repetări. Expiră, 4. Expir, 5. Expir, 6. 7. Stai acolo pe flexie până ai terminat expirul. Și continui. 8. Continuă. 9. Continui. 10. Și încă 5 repetări. 5. Continuă. 4. 3. Continui. 2. Și 1. Bun. Relaxăm brațele, le scuturi ușor și facem câteva semicercuri în față pentru zona cervicală. Nu uita de expirații. 3, 2 și 1. Bun. Mai lucrăm un exercițiu tot pentru umeri și deltoizi. Brațele vor fi la nivelul umerilor, între braț și antebraț, să ai un unghi de 90 de grade și de aici îți duci brațele sus cu un expir și revii și ai 15 repetări. Și expir, nu te grăbești, rămâi cu brațele ridicate pe toată durata expirului. Și expir, 3, 4, expir, 5, expir, 6, expiră, 7, expir, 8, 9, 10, încă 5 repetări, nu te opri, continuă, 4, expir, 3, expir, 2 și încă o repetare. Scuturăm din nou brațele, mai facem câteva semicercuri, să detensionăm zona cervicală. 3, 2 și 1. Continuăm un exercițiu pentru pectoral, pentru că și pieptul nostru are nevoie de susținere. Și atunci, cu brațele ridicate la nivelul umerilor și tot așa între antebraț și braț aveți un unghi de 90 de grade, aduceți brațele în față și cu răsucire încercați să împingeți dintr-o ganteră în cealaltă. Și revii și dai drumul cu 15 repetări. Nu uita de inspir adânc și expir adânc. Continui. 3.
Continuă, 4. Continui, 5. 6. Continuă. 7. 8. 9. 10. Și încă 5 repetări. 5. Expir, 4. 3. În față, împingi gantera una în cealaltă. 2. Și 1. Scutură din nou brațele. Mai facem încă o dată semicercurile. Încet. Nu te grăbești. Inspir adânc. Pe nas, expir. Pe gură. 3. 2. Și 1. Bun. Brațele la nivelul umerilor, continuăm. Și de aici avem antebrațul, îți va fi de această dată orientat spre podea, tot așa 90 de grade între antebraț și braț. Și de aici vom începe niște extensii care îți vor lucra și umerii și în același timp și tricepsul. Și dai drumul, 15 repetări. Expir lung cu inspir pe nas. Continui, 2, 3, 4, continuă, 5. Dacă ți se pare foarte greu, lași accesoriile jos și continui fără. 6, expir, 7, 8, 9, 10 și încă 5 repetări. 5, 4, continuă, 3, 2 și 1. Bun, ne ridicăm în picioare și vom continua cu un exercițiu pentru triceps, parte din spate a brațului. Mă întorc în lateral ca să vedeți exact poziția, picioarele depărtate la nivelul șoldurilor, genunchii ușor flexați, bazinul bagi în față, strângi tare din fesieri, trunchiul duci ușor spre înainte și de aici. Brațele mult, mult în spate și se mișcă doar antebrațul și dai drumul la 15 repetări. Cu expir lung pe contracție și pe efort. Expiră. 3. Continui. 4. 5. 6. 7. 8. Cu cât genunchii sunt mai mult flexați, cu atât vei avea o mobilitate mai mare în bazin, în articulația bazinului. Continuă. 10. 5. 4. 3. Continui. 2. Și 1. Bun. Lăsăm accesoriile jos, gantere sau sticle, ce ai acasă. Începem cu picioarele depărtate, un pic mai depărtate decât nivelul umerilor și vom face câteva expirații. Inspir adânc și expir. Și inspir și expir. Inspirăm încă de 3 ori și expir. Inspir și expir. Nu uita de bazin, să-l bagi în față. Fesierii strânși, genunchi ușor flexați. Hai, încă 3 expirații. Inspir cu expir. 2. Și încă una. Bun. Ne așezăm pe minge și continuăm cu balansul bazinului. Balans care este foarte important, tot așa pentru taravaliu și pentru naștere implicit. Ne așezăm cu bazinul pe mijlocul mingii, ușor în față, picioarele depărtate undeva la 45 de grade, tălpile ușor în exterior și bine lipite de sol. Și de aici începem cu balansul al bazinului față-spate. Începi în față, umerii trași, pieptul scos și ai grijă. Și când vii în față, îmi expiri și continuă. 3, 2 și 1 și te duci acum lateral, mergem spre stânga prima dată. Și expiri.
2, 3, 4, expiră 5, continuăm spre partea dreaptă, 5, expiră, 4, 3, expir, 2 și 1. Și acum facem semicerc spre înapoi, în spate, adică da? Te duci mult în spate, pieptul vine în dreptul genunchilor și revii. Cu inspirație și expir. Și inspiră și expiră. Expir, 3. Expiră, 2. Și expir, 1. Și acum vom face un ușor stretching. Piciorul stâng îl ții întins cu sprijin pe călcâi și de aici te duci ușor spre laba piciorului. Laba piciorului o să-ți fie în flexie plantară, adică tragi vârful piciorului spre tine și revii. Și cu un inspir flexezi și revii. Și mai facem încă 4. Expiră. 3. Expir. 2. Și 1. Bun. Revenim cu talpa pe sol și întindem acum piciorul drept. Sprijin pe călcâi și te duci în față. Expir. 5. Expiră. 4. Expir. 3. Expiri, 2 și expiri, 1. Dragilor, acesta a fost antrenamentul pentru trenul superior. Luăm o scurtă pauză, o pauză de hidratare, o pauză de mers la baie și după care revenim cu partea inferioară a corpului și cu încheierea. Ne vedem în câteva minute. Bine v-am regăsit, sper că v-a priit pauza, așa că o să continuăm cu exercițiile pentru trenul superior, adică picioarele. O să începem cu niște genoflexiuni, însă nu vom merge cu genoflexiunea normală, pentru că articulațiile sacroiliace, articulația bazinului, nu trebuie să se închidă deloc. Dacă se închide articulația sacroiliacă, o să ai dificultăți în timpul nașterii naturale. Bun, și dăm drumul. Picioarele depărtate la nivelul șoldurilor, vârfurile ușor în exterior, genunchii ușor flexați, corectăm iarăși postura. Genunchii ușor flexați, bazinul ușor înainte, mușchii fesieri contractați, umerii trași spre înapoi și în jos, pieptul scos și deschis, gâtul alungit și bărbia ușor în piept. Și de aici continuăm cu o genoflexiune ușoară până la jumătate și te ridici. Și pe efort, îmi expir și inspir. Și expir și inspir. Și expir și inspir. Și avem încă 10 repetări. 10. 9. 8. Nu uita de bazin. Bazinul este în față. Nu vreau să-ți curbezi zona lombară, ok? Și continuăm. 8. 7. 6. 5. Continui. 4. 3. 2. Și 1. Dacă simți orice fel de disconfort, te oprești pentru un minut, două și apoi îți reiei antrenamentul, ok? Bun, acum picioarele ușor mai depărtate decât nivelul șoldurilor și de aici vom face o ușoară fandare. Prima dată începem spre partea stângă și apoi continuăm cu partea dreaptă și dai drumul. Fandare și revii. Și pe fandare îmi expiri și expiri, 2. Expir, 3. Expir, 4. 15 repetări. 5. Expiră, 6. Expir, 7. 8.
9, 10, 5, 4, expir 3, 2 și 1. Și acum mergem spre partea dreaptă și dăm drumul. 1 și continuă. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foarte important de reținut că exercițiile fizice în cadrul unei gravidețe se vor executa doar după săptămâna 12, adică după ce trecem de primul trimestru. Continuă. 5, expir, 4, 3, 2 și 1. Și acum, vârfurile ușor mai în exterior și de aici coborâm într-o genuflexiune ușoară, ne ridicăm pe vârfuri cu expir și revii. Și expir, 3, încearcă să stai pe toată durata expirului acolo pe vârfuri, expiră, expir, 4, expir, 5, expir, 6, 7, ridicatul pe vârfuri, nu uita, expiră, 8, că ajută la prevenția platfulsului. Din cauza greutății luate în sarcină, multe femei, expir, au platfus. 4, continui, 3, 2 și continui, 1. Bun. Rămâi în aceeași poziție, vom sta 20 de secunde aici și vreau să te concentrezi pe respirație și vreau să-ți demonstrez ție că poți să stai în această poziție dacă inspiri lung pe nas și expiri lung pe gură. Și dăm drumul. Umerii trași, pieptul scos. O să simți o tensiune în zona coapselor și în zona fesierilor. Însă cu un expir lung și un expir lung o să te ajute să poți să stai și mai ai 10 secunde. 9, 8, 7, 6, 5, continuă, 4, umerii trași, pieptul scos, 3, 2 și 1. Felicitări dacă ai stat 20 de secunde, dacă nu, nu este nicio problemă. Data viitoare, antrenamentul viitor, adică săptămâna viitoare, o să reluăm acest exercițiu și o să-l faci mult mai bine. Acum, o să ne așezăm la sol, în decubit lateral. Prima dată o să ne așezăm pe partea dreaptă. Și aici, tot timpul când te așezi sau când te ridici din pat sau de pe ceva suprafață unde stai în lateral, vreau să te ajut cu brațele. Niciodată nu te lași din trunchi. Vreau să pui brațele și din aproape în aproape te așezi pe antebraț și de aici te lași jos. Brațul vreau să fie în prelungirea corpului ca să eliminăm orice deviație a coloanei și vreau să fie în aceeași linie umărul, șoldul și glezna. Ok? Și de aici, piciorul de sprijin, piciorul de pe sol, vreau să vii cu el, să ai un unghi de 90 de grade la nivelul șoldului și 90 de grade la nivelul genunchiului. Și de aici vom lucra acum mușchii abductori, adică partea aceasta. Și dai drumul cu 20 de repetări. Vreau să ții piciorul în flexie plantară, adică tragi vârful spre tine, astfel evităm și apariția cârceilor. Și dai drumul cu 20 de repetări, da? Sus expiri și nu vreau să duci piciorul mai mult decât nivelul șoldului. Dacă îți duci piciorul mult mai în exterior, o să închizi articulația sacroiliacă. Și expir, 3. Și expir, 4. Și expir, 5. 6. 7. Expiră, 8. 9. 10. Expiră. 5, 4, 3, 2, 1.
și 1. Și acum, vii cu piciorul spre înainte. Pe expir, piciorul ții întins, talpa o ții în flexie plantară și expiri și ai 20 de repetări. Și continui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu uita că avem nevoie și de picioare puternice, nu doar de brațe puternice pentru a ne ține bebelușul. Continui. 9. Urmează o serie lungă de plimbări cu căruciorul, așa că ai nevoie de picioare cât mai puternice și mai bine tonifiate. Și continui. 4, 3, 2 și 1. Și acum vom folosi această minge. Dacă nu ai acasă această minge, te rog să folosești o pernă mai mică pe care să o pui între genunchi. Călcâiele nu ți se sprijină. Călcâiul piciorului de sus îl ții ușor în aer și de aici vreau să apeși tare pe minge. Acest exercițiu îți lucrează mușchii adductori, adică partea internă a coapsei. Și dai drumul cu 20 de repetări, ok? Și strângi tare și menții acolo poziția pe toată durata expirului. Și continui. 3, 4, mergem pe 20 de repetări. 5, 6, 7, 8, 9, 10, continuă. Și încă 5 repetări. 5, 4, este foarte important pe perioada sarcinii să evitați statul pe spate. 3, 2 și 1. Dacă stăm pe spate, avem o venă cavă pe care o putem suprima. Și acum, când vă ridicați, vă mai arăt o dată. Din această poziție, vreau să te ajut cu brațele și din aproape în aproape te împingi. Și de aici, ca să schimbăm partea, ne așezăm în patrupedie și ne întoarcem pe cealaltă parte. În cazul meu, partea stângă. Și tot așa când te așezi, vreau să te ajut de brațe. Din aproape în aproape te așezi pe antebraț, capul în sprijin pe braț, umăr, șold și gleznă să fie în aceeași linie și de aici. Piciorul de sprijin, la piciorul de sprijin trebuie să ai un unghi de 90 de grade la nivelul articulației șoldului și 90 de grade la nivelul genunchiului. Și dăm drumul cu exercițiul pentru abductori, partea externă a coapsei. Piciorul nu vreau să-ți depășească nivelul șoldului, până aici este suficient. Laba piciorului o ții în flexie plantară, adică tragi vârful spre tine și dai drumul. Cu expir lung, expir. Și 20 de repetări, scuze. 3, 4, continuă. 5, 6, 7, 8, 9, 10 și expiri. În momentul în care expiri, vreau să ai un expir cu sunet. Să te auzi și tu pe tine. În momentul în care tu te auzi pe tine cum expiri, o să conștientizezi respirația. Și continui. 5, 4, 3, 2 și 1. Și încă 20 de repetări, vii cu piciorul spre înainte, în față. Și ai. 2, continuă. 3, 4, piciorul îți rămâne la nivelul șoldului. 5, nu uita de expir.
6, 7, 8, 9, 10, 11, continuăm. 15 și încă 5 repetări. 5. Insist foarte mult pe respirație, pentru că marea majoritate uită să expire și atunci, repetându-vă foarte mult, vă intră și îl faceți în mod natural, expirul acesta. 4. Continui. 3. 2. Și 1. Bun. Așezăm mingea, în cazul vostru o pernă, dacă nu aveți minge. Și începem exercițiile pentru partea internă a coapsei adductorii. Și strângi tare de minge, menții poziția pe tot expirul și revii. Și strânge și revii. Și expiri și revii. Și expiri. Expiră. Opt. Nouă. Zece. Continuă. Cinci. Continui. Patru. Trei. 2 și 1. Bun. Lăsăm mingea, perna jos. Ne ridicăm cu ajutorul brațelor. Ne împingem în brațe. De aici ne așezăm în patrupedie. Și vom continua cu un exercițiu pentru fesieri. Acum, ca să eliminați presiunea de pe zona lombară, puteți să vă așezați pe antebrațe și atunci se va realiza un ușor stretching aici, pe toată zona lombară și zona spatelui, ok? Și de aici începem cu piciorul întins, laba piciorului în flexie plantară, tot timpul flexie plantară, să nu uitați de flexia plantară, ok? Tragem vârful spre noi. Și de aici continuăm cu extensiile pentru fesieri și avem 20 de repetări. Și pe extensie, expiri, da? Și continuăm. 2. Ai grijă la umeri. Umerii trași, pieptul scos, nu rotunjim spatele, da? Și dăm drumul. Continuă. 3. 4. Ca să nu simți nicio presiune pe coloană, capul vreau să-ți fie în prelungirea coloanei, nu vreau să-ți fie nici în extensie și nu vreau să-ți fie nici pe flexie. Și continui. 3. 10 repetări și mai ai încă 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, repet încă o dată, pe toată durata sarcinii nu facem exerciții de pe spate. Nu este indicat nici dormitul pe spate, încercați să dormiți în lateral. 3, continuă, 2, și 1. Bun. Așezăm genunchiul pe sol și schimbăm piciorul. Piciorul întins, laba în flexie plantară și dai drumul. 20 de repetări. 2. Continuă. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mușchii fesieri de la piciorul întins lucrează în mod activ. Însă piciorul o să simți presiune și în piciorul de sprijin. Și este perfect normal. Continuă. Nu uita de expirații. 5. 4. Continuă. 3. 2. Și 1. Și mai avem încă un exercițiu pentru fesieri cu genunchiul flexat
și talpa în flexie plantară. Genunchiul îți rămâne flexat și mergi pe extensie, ok? Și avem 15 repetări. Și continui. Nu uita de expirație. 3, 4, 5, 6, 7, expiră 8, continui 9, 10, 5, 4, 3, 2 și 1. Și schimbăm piciorul, încă 15 repetări și pe piciorul drept. Și dăm drumul. Cu expir, pe efort, 2, 3, 4, menții sus piciorul pe toată durata expirului, 5, 6, 7, să știi că bebelușul tău îți va mulțumi pentru această oră de mișcare. 9, continuă 10, 5 și tu implicit te vei simți mai bine. 4, 3, 2 și 1. Continuăm cu un exercițiu postural, după care vom face încheierea, ok? Și acum, cu sprijin pe genunchi și pe palme, genunchii vreau să fie depărtați la nivelul șoldurilor, palmele la nivelul umerilor. Vom merge braț, picior opus, cu extensie și expir. Și expir, 2. Și expir, 3. Nu uita de picior, de laba piciorului să-ți fie în flexie plantară. 6. Continuă, mergem până la 12. Expiri, 8. 9. 10. 2. Și 1. Bun, schimbăm partea. Brațul și piciorul și dai drumul. Expiri, 1. 2. Și expiri, 3. 4, 5, continuă 6, 7, 8, 9, 10, 2 și 1. Bun, și acum, ca să te ridici, pui un picior în față și te ridici ușor. Continuăm cu câteva expirații, picioarele depărtate. Mai corectăm încă o dată postura, da? Picioarele depărtate la nivelul șoldurilor, genunchi ușor flexați, o mână pe burtică, cealaltă pe zona lombară. Bagi bazinul ușor în față, umerii trași spre înapoi și în jos, pieptul scos și deschis, gâtul alungit și bărbia ușor în piept. Și de aici, ai un inspir adânc cu expir. Și inspiri și expir. Inspir cu expir. 3, 2 și 1. Facem câteva rotiri de umeri spre înapoi. Tot așa cu expir. 4, 3, 2 și 1. Și acum un umăr, ridicăm umărul drept, menții, revii. Și schimbă, expiri, revii. Și expiri. Continuă. 3, 2 și 1. Dragilor, acesta a fost antrenamentul pentru graviduțe. Sper că v-a plăcut, sper să ne vedem și săptămâna viitoare. Ceea ce ne-am punctat astăzi sunt exercițiile pentru perineu și câteva respirații pentru diastaza abdominală. Însă săptămâna viitoare ne vedem și cu aceste exerciții și câteva explicații. Sper din suflet că v-a plăcut, mie mi-a plăcut tare mult antrenamentul și așteptăm să ne vedem ora viitoare. V-am pupat! Seară bună!
Acasă e cea mai bună mișcare. Ora s-a încheiat, dar trainer Luc revine la tine curând. Luc and Move.